dragii mei frați și surori, aș vrea să rostesc o predică și o să încep din Luca capitolul 22. Nu mai am timp ca să citesc pasajul acesta, pentru că este un pasaj mai lung, dar o să spun doar câteva cuvinte din acest pasaj. Uitați-vă la Luca 22 dacă aveți Bibliile cu dumneavoastră. Dacă nu, acceptați că era bine să le aveți. Luca capitolul 22. Se vorbește aici despre sfat împotriva lui Iisus și prăznuirea Paștelor. Din acest pasaj putem să surprindem multă învățătură, dar eu vreau să surprind faptul că la cina Domnului, într-unul dintre cele mai sensibile momente din viața spirituală a unei biserici, a unui om în raport cu divinitatea, cu viața spirituală a bisericii, chiar și atunci oamenii se pot împărți la extreme între prietenii Domnului și dușmanii Domnului. La această primă cină pe care Domnul Iisus Hristos a instituit-o, veți constata că au fost prezenți și oameni care s-au comportat într-un mod de neînțeles. Ce am vrut să surprind este că participarea la cină nu ne pocăiește. Atât de pocăiți suntem la cină cât am fost în sâmbăta de dinaintea cinei și cât vom fi în lunea după cină, atât de pocăiți vom fi în duminica cinei. Noi nu putem să facem un salt spectaculos de spiritualitate în duminica cinei. Putem să ne cerem iertare, e adevărat. Dar noi, ca și dezvoltarea caracterului și a maturității, nu putem să devenim dintr-o dată alți oameni. Tot noi suntem. Noi cu valorile noastre sau cu absența lor. Noi cu respectarea legilor lui Dumnezeu sau cu încălcarea lor. Tot noi suntem. Și acum o să vă spun un pic detailând gândurile pe care le-am prezentat. În Evangheliile sinoptice, primele trei dintre cele patru ale Noului Testament, se vorbește și despre felul în care a gândit Iuda când l-a trădat pe Domnul Iisus, cum s-a înțeles el, cum a ajuns el în consens cu dușmanii Domnului, cu preoții, adică conducătorii religioși, cu cărturarii, cu teologii, cu învățătorul vremii, și a ajuns să-l vândă pe Domnul Iisus. Ceea ce a făcut Iuda n-a fost o acțiune de moment care îți scapă, n-ai avut timp să te gândești bine. Îți scapă o vorbă, un gând, un gest. Asta este aproape de înțeles. Dar ceea ce a făcut el a fost premeditat. Ceea ce a făcut el s-a întins pe o perioadă de timp. Ceea ce a făcut el avea timp să se gândească și să se răzgândească. Dar el a fost convins că e bine ce face. El și-a permis să facă asta. Nu vreau acum să încerc să ofer mai multe explicații teologice care de-a lungul timpului s-au conturat, încercând să-l scuze pe Iuda. Nu asta vreau să fac acum. Eu vreau să surprind ce s-a întâmplat la cină. Și cum unul din 12 și-a vândut învățătorul? Unul din 12? Păi sunt familii care au 12 copii. Cum să-ți vinzi tatăl care te-a crescut? Cum să-ți vinzi mama care te-a purtat în burtă, în pântece? Care ți-a dat de la sânul ei, ți-a dat lapte, hrană în primele luni de viață? Cum să-ți vinzi părinții care ți-au dat viață și care te-au ținut în brațe să te faci om mare? Cum să-ți vinzi tu Mântuitorul care a venit din cer la tine? Iuda, un ales al Domnului, a ajuns să devină un respins al Domnului și să-și respingă Mântuitorul. Uitați-vă, vă rog frumos, că la cina aceea, prima organizată de Domnul Iisus, în odaia de sus, oamenii aceia, din prezența Domnului și din anturajul Domnului din Ierusalim, s-au împărțit în două categorii, prieteni și dușmani. Așa se numește predica mea, prieteni și dușmani la cina Mântuitorului. N-a fost o cină organizată de Biserica Betania, a fost o cină organizată de Iisus. Noi suntem niște muritori care greșim în multe feluri, dar Domnul le-a făcut pe toate bine. El este absolutul, El nu-i ca noi. Și pentru Iuda, nici el n-a fost bun. Când ești rău, nici Dumnezeu nu-i bun. Uitați-vă, vă rog, la aceste două categorii de oameni. Gazda anonimă și ucenicii Domnului se constituie în prietenii la cină. Uitați-vă la ucenicul Iuda
și conducătorii religioși se constituie în dușmanii Domnului. Câteva cuvinte despre fiecare. Dacă vorbim despre gazda anonimă sau despre ucenicii Domnului cu care voi începe, priviți vă rog că în Evanghelia după Matei se spune că ucenicii au avut inițiativa să vină la Domnul Iisus și pur și simplu cu de la ei responsabilitate și grijă și preocupare și pasiune să-L întrebe: unde vrei să-ți pregătim Paștele să mănânci cu ucenicii tăi? Unde vrei? Vă puteți imagina că această inițiativă pe care ei au avut-o vorbește despre grija lor. Ei și-au adus aminte că e Paștele și și-au adus aminte să îl întrebe pe Domnul despre asta. Au avut pasiunea asta, grija asta, preocuparea asta. Este ușor de înțeles că în vremea asta preocupările oamenilor sunt de natură materială. Mi-a să știți, fiecare e cu datoriile lui, cu băncile lui, cu împrumuturile lui, cu morghiciul lui. E foarte greu să găsim o zi să venim voluntar la biserică. E foarte greu să facem ceva pentru Domnul, pentru că e gratis, nu ne plătește nimeni pentru asta. Și vorba lui bunica, până atunci poate că se întâmplă ceva cu sfinții. Noi lucrăm, ne facem eforturi pentru un câștig imediat. Avem timp să mâncăm, să dormim, să muncim, să ne plimbăm, să mergem la parc. Vă întreb, câți dintre frații care astăzi, în seara aceasta, sunt acasă, sunt online sau sunt la parc? Dumneavoastră, ce părere aveți? Cât de mare este ispita să mergem la parc? Și dacă facem asta un obicei, ce cred copiii noștri când îi vom aduce seara la biserică? V-ați gândit la lucrurile astea? Copiii mei sunt mari. Acum sunt așa sunt, nu-i mai pot schimba nici în bine, nici în rău. Dar dumneavoastră mai puteți să-i schimbați. Eu nu mai pot să îndrept ce am greșit, dumneavoastră mai puteți. Vă întreb, dacă duminică seara se merge întotdeauna la parc, care-i mesajul pentru ei? I-am bombardat pe americanii ăștia și atâta am vorbit împotriva lor că nu-s pocăiți, dar nu vedeți că ne ținem după ei? Dimineața, la fel, când e serviciu divin, ne trezim să fim online la 9 cu frații? Sau ce rost are, mă duc diseară? E suficient o dată pe săptămână? O dată pe zi? E suficient? Parcă acum o jumătate de an în urmă nu era suficient. Cine ne-a schimbat nouă valorile astea? Microbul? Virusul? Gândacul ăsta? Pandemia? Sau nouă ne-a plăcut, ne place, ne cade pe dreptul treaba asta? Eu vreau numai să vă gândiți la lucrul ăsta, că noi e o tendință de nepocăință foarte mare și dacă nu avem grijă, tendința asta de nepocăință pur și simplu ne schimbă valorile și ne transformă în niște persoane care devenim foarte liberal cu noi și cu valorile noastre. Priviți, ucenicii au avut grijă și au spus: unde să-ți pregătim Paștele? Apoi, uitați-vă la gazda anonimă, nici măcar nu îi se spune numele. Scriptura ne spune că Domnul a spus ucenicilor: mergeți în oraș și acolo veți întâlni un om. Cum s-au întâlnit ei cu omul ăla? Un om disponibil ducea un ulcior în mână, adică un vas în care avea apă. Probabil că era gol sau plin, nu știu. Mă gândesc că un om serios umblă de obicei cu un ulcior plin, numai dacă nu se ducea la fântână. Ce sugerează un om cu un ulcior plin? Sugerează că își poartă de grijă lui și membrilor familiei, sugerează că e un om harnic, sugerează că e disponibil pentru a se implica în treburile familiei, în responsabilitățile familiei, sugerează că e activ. Ei bine, așa a fost omul care a fost un semn pentru ucenici. El a fost un semn, un om. Să-l urmați pe omul acela. Vedeți ce om au trebuit ei să urmeze? Omul acela a devenit un semn pentru ei și i-a dus în casa unde în odaia de sus era o odaie pregătită. N-au pregătit-o nici ucenicii, nici Domnul, dar gazda a pregătit-o. Noastră care sunteți, acum și bărbații și femeile fac curățenie, dar parcă fac mai bine femeile și parcă fac mai des. Și în casa aceea de sus, să știți că o doamnă a făcut curățenie, a pregătit totul. Mă gândesc că a pus niște flori, îmi imaginez eu, că n-a avut fâs-fâs ca noi să facă, să parfumeze. A pus flori. Și a muncit pentru că vine Domnul cu ucenicii. Observați, scumpii mei, acceptați că pentru orice se face în împărăție, cineva se obosește. Pentru orice se face în împărăție, cineva se obosește. Că nu se obosesc toți, e problema lor,
Dar unii se obosesc. Se obosesc pentru că ei înțeleg că dacă se obosesc pentru ei și pentru familia lor, e normal să se obosească și pentru Dumnezeu. Gazda asta anonimă s-a obosit pentru Domnul Iisus și pentru ucenicii lui. Ce exemplu frumos pentru noi! Să ne obosim pentru Domnul, să facem efort pentru Domnul, să ne cheltuim pentru Domnul, dar să facem asta cu bucurie. E o onoare să-L servim pe Dumnezeu. Asta ne propunem, restul vieții noastre, să fim disponibili pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că El e important pentru noi. Ce a făcut El pentru noi ne obligă să facem la fel noi pentru El și noi pentru frați. Uitați-vă, vă rog, și la celelalte, și la cealaltă categorie de oameni, ucenicul Iuda și conducătorii religioși. Priviți, vă rog, la trădarea lui Iuda. Scriptura ne spune că Satana a pus în inima lui gândul să-L vândă pe Iisus, să-L trădeze. Asta se numește posedare demonică sau, cel puțin, influență demonică. Întotdeauna să știți că atunci când un om întrece măsura cu îndepărtarea de voia lui Dumnezeu, acolo nu mai e vorba doar de o răutate a unui om, e vorba de o prezență demonică. Nu spun că e posesie, dar spun că este o influență demonică acolo. Un om normal nu putea să facă ce a făcut Iuda. Însă Biblia ne ajută să înțelegem cum a ajuns el să facă păcatul ăsta așa de mare. Diavolul a intrat în inima lui. Întreb, cât de greu e să-l scoți afară? Cu ce urmări rămâi? Cu ce amintiri? Cu ce reputație? Dacă Iuda nu s-ar fi spânzurat, oricine s-ar fi întâlnit cu el trecea pe trotuarul celălalt. Pentru că al vinde pe Hristos la vremea aceea era suficient ca să strige reputația pentru restul vieții. Vedeți, fiecare dintre noi ne place să avem o reputație bună, oamenii să ne respecte, fiecare avem nevoie de respectul oamenilor. Întreb, îi ajutăm pe oameni să ne respecte? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Vă rog, încercați, ajutați-mă, v-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Să știți că oamenii nu ne respectă oricum. În inima lor, ei ne respectă sau nu în funcție de ceea ce noi le-am arătat, de așa, de complezență. Atunci când ne întâlnim cu cineva, îl salutăm și pe unul și pe altul, întrebăm și pe unul și pe altul ce mai faci. Dar în inima noastră, unii au câștigat teren, alții au pierdut teren. De ce? Datorită vorbelor lor, atitudinilor lor, comportamentului lor, prezența iubirii sau a indiferenței și așa mai departe. La fel este cu dacă ai 2, 3, 4, 5 copii. Deși încerci să te porți cu toți la fel, dar undeva în inima ta, lucrurile s-ar putea să fie puțin diferite. Ei bine, așa s-a întâmplat în cazul acesta. Iuda a fost un trădător pentru că Satana a intrat în inima lui. El se sfătuiește, uitați cu cine se sfătuiește el, cu dușmanii lui Iisus. El n-are mântuitor, el n-a avut pe nimeni dintre cei 12 să se sfătuiască cu niciunul. Niciunul nu a fost vrednic să-i ceară un sfat. Mă, tu ce părere ai? Uite, am de gând să-l vând pe învățătorul, tu ce mă sfătuiești? Nimeni nu s-a ridicat la nivelul ca să aibă el încredere, însă s-a dus la preoții cei mai de seamă, ei au fost buni. Și uitați unde a ajuns. Acesta a fost Iuda, unul dintre cei 12. E foarte greu de înțeles cum Iisus și-a ales 12 bărbați dintre toți bărbații evrei din vremea aceea, iar unul dintre ei a fost incompatibil și a devenit trădătorul lui. Și apoi uitați-vă la oamenii religioși. Câtă ipocrizie! Oamenii aceștia nu au interes că Dumnezeu îi vede că aveau intenția să-L omoare pe Iisus, dar au interes ca să nu știe oamenii că ei fac asta. Asta se numește fățărnicie. De Dumnezeu nu interesa, îi interesa doar de oameni, să nu știe oamenii. Marea problemă, să nu ne știe oamenii. Oameni pe care nu interesează de noi, dar pe noi ne interesează de ei mai mult decât ne interesează decât de Dumnezeu. Asta nu-i pocăință. Oamenii ăștia au fost astfel de oameni.
Sigur, textul este bogat și poate fi dezvoltat în multe feluri, însă aș vrea să închei spunând doar câteva afirmații de încheiere. Mărturisirea păcatelor ne sfințește, dar părăsirea păcatelor ne păstrează sfinți. Să ne sfințim este foarte ușor. Îngenunchem și cu căință sinceră ne mărturisim păcatul. Iartă-mă, Doamne, am păcătuit. Și potrivit promisiunii, în numele lui Iisus, dacă ne rugăm și ne rugăm sincer și cu părere de rău, Dumnezeu ne iartă. Asta ne ia 5, 10, 15 minute. Dar după aceste 15 minute urmează viața. Cu noi ispitiri, cu noi tendințe să păcătuim, inclusiv păcatul pentru care ne-am cerut iertare. Mărturisirea păcatului ne sfințește, dar părăsirea păcatului și îndepărtarea lui pentru întotdeauna din stilul nostru de viață ne păstrează în sfințenie în fiecare zi. Frați și surori, semnul trădării pentru Iuda și pentru dușmanii Domnului Iisus au fost banii și coaliția lor, partida lor, banii și coaliția. Însă, pentru prietenii Domnului, semnul a fost loialitatea și interesul. Loialitatea și interesul. Când vezi pe cineva că e loial Domnului și că are interes pentru împărăția lui Dumnezeu, atunci înțelegi că în inima acelui om Iisus este Domn. Aș vrea să ne pregătim ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Fiecare dintre noi am avut ispitirile noastre, am avut greutățile noastre, momentele noastre grele, dar vom avea câteva clipe să ne rugăm, încă o rugăciune este necesară, în care să ne cercetăm viața și să ne aducem aminte de promisiunea veșnică a lui Dumnezeu. Dacă noi ne mărturisim, Dumnezeu ne iartă, pentru că El este drept și credincios. Și lucrul acesta îl putem face chiar acum. Așa că vă invit să îngenunchem, să ne smerim și să ne pregătim inima ca să ne putem împărtăși. Domnul să ne acorde har. Amin.
Slujirea Domnului. Haideți să rămânem în picioare, să cântăm cântarea de laudă. Frații slujitori vor veni la masa de cină și ne vom pregăti să vă aducem păhărelul cu azima și cu rodul viței, simbolul trupului frânt și al sângelui vărsat. Și dacă două luni am împărtășit acasă doar cu familia și ne-am simțit poate puțin stingheriți, acum suntem aici cu o parte din biserică, bucuroși, că din nou suntem în mediul în care cina Domnului parcă este cum știm noi. Deschideți-vă inimile, lăsați cercetarea Duhului să vină peste cugetele dumneavoastră și faceți din momentele astea o experiență care să vă sature, care să vă asigure de dragostea lui Dumnezeu și de bucuria pe care o primim ca popor al Domnului.